Începem cu lovitura de proporții dată de procurorii antimafia lumii interlope. Poate că numele de Cristian Marian Bejan nu vă spune mare lucru, însă faptele celui reținut de procurorii de ICOT sunt absolut înspăimântătoare. Vă dau doar câteva detalii. Proxenetism, trafic de droguri și atenție, interlopul ar fi pus la cale mai multe asasinate. 4 dintre aceste asasinate sunt legate de numele lui. Atenție, pentru a-și elimina concurența. Iată. Da, odată cu Bejan, dragii mei, au fost ridicate și alte 13 persoane, între care și un comisar șef, Robert Badea, ofițer în cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate, comisar care, atenție, îl sfătuia pe Bejan cum să se ferească de cei de la antidrog. Până la urmă și la urmă, o mână spală pe alta și împreună fața, nu parcă așa era o vorbă din popor. Andrei Dumitrescu, jurnalist Gândul, vine acum cu toate detaliile despre un dosar impresionant. Andrei, îți mulțumesc pentru prezență. Bună ziua! Am citit ieri toate articolele din Gândul și vă invit să faceți asta, să intrați și să citiți detalii despre această caracatiță și vă mărturisesc, îi spun bun găsit și lui Adi Artene, director editorial Gândul, mulțumesc. Vă mărturisesc amândurora că am avut sentiment la final să mă uit în spate, să văd dacă nu e cineva în toată povestea asta cu, pare așa un fel de Corrado Catani, dar mă rog, nu chiar, în lupta cu mafia. O să vedem imediat. Te rog, Andrei. Vorbim despre un personaj care a fost destul de discret în media în ultimii ani, deși el a început să se impună în lumea interlopă, după cum au descoperit procurorii DICOT, de undeva de prin 2015. Într-adevăr, este poate unul dintre cele mai spectaculoase dosare pe care le-a instrumentat DICOT în ultimii ani. În condițiile în care avem ce cu un traficant de droguri care încerca să-și elimine concurența. Lucru care nu este tocmai obișnuit pentru fauna infracțională din România. De ce spui asta? Că în principiu din filme, așa, noi când ne uităm, avem sentimentul că oamenii ăștia chiar pot să facă orice și cel puțin domnul Bejan, din felul în care se raporta la concurență, e drept că i-a ieșit doar la Emipian, înțeleg. La ceilalți trei au supraviețuit persoanele în cauză. Da, trebuie să facem o diferență. România nu este Italia. Încă. Tocmai de asta e oarecum surprinzător să asistăm la o situație de genul ăsta în care cineva, un infractor, încearcă să suprime viața concurenței. În general se bat sau depun denunțuri unii împotriva celorlalți. Da, asta înseamnă, stăteam și mă gândeam, și Andrei, te rog să rămâi alături de noi, Adi, poate omul ăsta avea în spate foarte serios, pentru că am văzut că comisarul respectiv la care face referire la care fac referire articolele din Gândul e cel care îi deschidea un drum pentru comercializarea în cluburi. E o poveste foarte... Eu sunt absolut convins de faptul că e doar fața văzută și fața acestui dosar și a acestei rețele, pentru că în ce îl privește pe acest comisar, au existat indicii încă din urmă cu 2 ani. Din informațiile pe care noi le deținem, au fost chiar la un moment dat, serviciul de informații al MEAI-ului a transmis în câteva note avertizări cu privire la acest comisar și la toate aceste legături, conexiuni pe care le are cu mafia din cluburile de noapte. Pentru că nu putem vorbi aici despre mafia drogurilor. Toate activitățile, mafia drogurilor, e doar un segment. Okay. Doar un segment, pentru că toate aceste anchete și investigații care s-au întins pe parcursul celor 2-3 ani și care până acum ne oferă doar un anumit tip de tablou, eu sunt absolut convins că în spate vor fi nume
nume și demascate, nume extrem de puternice și nume care au legături cu structurile statului. Adică oameni funcționari care în principiu joacă două roluri. Evident. Andrei, genul ăsta de dosar este, pare, cum să spun eu, pare genul de dosar care poate să ducă la niște căderi de capete, doar că știi ce se întâmplă în România? Cad unele, apar altele, se schimbă proprietarii și business-ul rămâne același de fapt. Este adevărat, dar puterea exemplului contează. Într-adevăr, așa cum spune și Adrian Artene, în momentul în care ai o relație cu cineva care lucrează în sistem, te poți gândi și este destul de limpede că acel cineva are toate pârghile în așa fel încât să ducă plicurile cu bani către alte personaje cheie care sunt, din punct de vedere ierarhic, mult mai sus. Asta înseamnă că banii circulă, dar întrebarea e cât de sus putem să ne gândim, Andrei? S-a speculat și sublinie, s-a speculat faptul că prin intermediul acestui comisar șef ajungeau anumite plicuri cu bani până la cel mai înalt nivel în structurile de combatere a criminalității organizate. Iată, până la urmă și la urmă, dacă circulă banii, atunci ce mai contează? Că, sigur, te rog. Și plus de asta, hai să ne gândim că Bejan nu a apărut acum. Acum a fost reținut, numai că el și-a construit afacerile încă din 2015. Dar nu vi se pare un pic ciudat că de omul ăsta, noi jurnaliștii n-am prea auzit? Sau, mă rog, din ce am mai citit, e un new name, cumva, e un new entry? Iartă-mă doar o secundă, Andrei. Adi. Da. Dar în principiu e un personaj discret. A fost un personaj discret până acum. Da. A fost discret. Da, există note informative nenumărate cu privire la toată această caracatiță. Să nu considerăm faptul că Bejan coordona și era capul acestei rețele și coordona de un singur. Este fals, este o pistă falsă dacă noi îl vom considera pe el ca fiind practic coordonatorul acestei rețele. Așa cum menționam anterior, sunt absolut convins și există surse din cadrul parchetului, surse care ne asigură că vor fi surprize foarte mari în acest dosar. Iată de ce e bine să urmărim. E drept că în ultima perioadă și am tot vorbit și cu Andrei și de-a lungul timpului ne-am mai conversat și noi pe tema asta. Eu nu cred că e o mișcare împotriva lumii interlope, pentru că sentimentul meu este că nu pot să desființez lumea interlopă de la A la Z și nu cred că există niciun politician sau ministru de interne. Utopie. Să considerăm că se poate desființa, dar, într-adevăr, a oferi anumite semnale lumii interlope este extrem de important să înțeleagă în sensul noi știm ce faceți. Cei care operează pe această piață neagră, e foarte important să aibă totuși teamă, cel puțin dacă nu... ca până acum complicitate, pentru că au avut parte de complicitate, să aibă teamă, să se teamă. Banii sunt atrăgători pentru toată lumea. Banii sunt într-adevăr și pentru cei din structuri. Sunt într-adevăr, dar iată, ne dovedește că și pedepsele care sunt la orizont sunt destul de mari. Andrei, zi-mi un lucru. Unde a greșit domnul Bejan de a devenit brusc dintr-un om discret, un om pe prima pagina ziarelor și un om reținut? Că există poate situația cu Emi Pian să fi încurcat planurile? Nu, că situația cu Emi Pian a obligat cumva autoritățile să facă un exercițiu de imagine și să vină cu ceva, cu un dosar tare. Dar până acolo, dacă vorbim strict de greșeli, a fost asocierea cu un polițist care a reprezentat o vulnerabilitate extrem de mare vis-a-vis de sistem și care al cărui declin s-a început odată cu declarația ministrului de interne care a anunțat atunci suntem cu ochii pe voi și chiar a menționat, s-a folosit de dosarul care era deschis deja pe numele acestui polițist Badea ca să arate că într-adevăr se mișcă ceva. Și apoi infracțiunile cu violență pe care le-a comis, pentru că așa cum am spus încă de la început, România nu este Catania. Și cumulul de infracțiuni. Pentru că discutăm aici despre un cumul de infracțiuni. Sistemul poate tolera la un moment dat o singură faptă, poți să închizi ochii, dar în momentul în care toate aceste fapte se rostogolesc și devin ca un bulgăre din ce în ce mai multe încep și mai deranjezi. Mari, deranjezi. Și devii vizibil, de exact. Fapt. Și uite că toate drumurile duc nu la Roma, ci la cazul Bejan, dar pe de altă parte, pornind de la ideea pe care o sublineai tu, adică omul ăsta nu e singur. Are locotenenții lui și probabil că pe linie ierarhică s-ar putea să mai fie niște capete ale acestei caracatițe. Nu mai locotenenții, să nu cumva să descoperim că are de șef. Fapt șef. Oh,
Ce drăguț ar fi, uite, facem un exercițiu de imaginație și vineri, ce drăguț ar fi să ne dăm seama că șeful lui e o persoană importantă în statul român. Zic și eu, n-am nicio dobă, poate n-am nicio probă în sensul ăsta. Poate nu există sau nu există un raport de subordonare, dar am putea descoperi că există un raport de coordonare cu o persoană importantă. Doamne, deci, Andrei, te rog, acum am devenit și mai curioasă. Stai așa un pic. Deci asta înseamnă că e posibil că la un moment dat... Știi ce nu înțeleg eu în spețele astea, Andrei? Deci ne aflăm și numele persoanei implicate dacă pe relația asta de coordonare. Ar trebui pentru să ne că, spună. Deși există persoane care, așa cum spunea și Adrian Artene, sunt în vizorul procurorilor. Dar până când nu vor face un pas în acest sens, este greșit să ne hazardăm prin pronunțarea unor nume. Într-adevăr, ei, nu, îmi dau seama persoane. Că nu putem să spunem acum nume, dar mie mi se pare că în spețele astea noi nu aflăm ca în alte țări. Nici anchetatorii, probabil. Un ministru X-ul, dau un exemplu, da, fabulez. Un ministru era, să zicem, în strânsă legătură cu omul ăsta. Aș vrea să aflu și eu odată într-o speță atât de mare cine este cârtița din interior. Deci mie mi se pare relevant. Deocamdată avem un pion. Avem un pion, comisarul Robert Badea. Este un pion, deocamdată. Și un aspect foarte interesant vis-a-vis de Robert Badea este traiectoria lui profesională. El a început ca și ofițer de combatere a criminalității organizate pe trafic de persoane. El a avut niște probleme cu anumiți șefi din cadrul structurilor antidrog care știau cu ce se ocupă. Exact în momentul în care... L-au trimis afară în șuturi, întreb și eu. L-au trimis afară în șuturi, numai că în momentul în care cei care aveau o problemă cu el au plecat către alte structuri, el s-a întors la antidrog. Da. Și atunci sigur că se ridică întrebarea legitimă cine a avut interes să ducă pe Badea acolo, nu? Păi e clar că e un pion Badea, dar pe de altă parte e interesant de văzut și nu neapărat pe ce sumă de bani, dar chiar și asta ar fi drăguț, cam care e averea, că brusc descoperim iarăși oameni din structuri cu salarii bine, de bugetare. Bine, averea e mascată, știm foarte bine. Da. Nu putem să avem o evaluare nu știu, beneficiilor financiare pe care Badea le-a realizat. Chiar astăzi noi publicam într-un material. Deci, poți să observi dacă, nu știu, au cumpărat apartamente. Din sursele procurorilor, da, dar de regulă nu se cumpără se cumpără pe numele altor persoane. Okay. Banii pot fi scoși din țară, dar chiar publicam un material pe surse din interiorul parchetului care ne arătau că Badea producea și era cumva răsplătit în schimbul serviciilor pe care le oferea acestor rețele, producea undeva până la 100.000 de euro pe lună. Se poate și mai mult, să zic. Probabil că alți bani și alte sume erau cumva decupate din această răsplată și mergeau către alte direcții. De ce spun? Spun un lucru. În principiu, întrebai de ce nu găsim toate numele. Nici anchetatorii nu au interesul pentru bunul mers al cercetărilor, al investigațiilor, să avanseze nume acum. De ce? Avem, din experiență, cunoaștem faptul că în momentul în care documentezi o filieră, filiera se documentează foarte bine, cu rezultate uluitor de bune, după primele arestări. Pentru că atunci se creează un dezechilibru la nivelul rețelei respective și încep să vorbească. Și atunci se adună probele. Da, deci te rog, Andrei, concluzii. Plus de asta se mai întâmplă ceva, o să fac adăugare. Ei se dovedesc încadrările pe care le-au, faptele pe care le-au comis. Și atunci sunt dispuși să vorbească în fața procurorului pentru a beneficia de pedepse, să colaboreze pentru niște pedepse mai mici. Au familii și ajung în situația în care sunt de acord să-și toarne liderii. Doar că e de așteptat să vedem ce spune și domnul de la, nu domnul Bejan, și domnul Bejan are multe de spus, domnul Badea. Cred că ar fi foarte interesant mi-ar plăcea foarte tare să fiu o muscă undeva la audier ca să văd cam cum se pune problema și unde duce firul. Bine, mulțumesc, Andrei, pentru relatări. Citiți gândul.ro pentru toată povestea. Realmente un dosar fascinant de citit și nu e vorba doar de jurnalistul care citește, ci de omul care se uită și realizează că e o altă realitate. O realitate despre care noi știm viața noastră mică, măruntă, habar nu n-avem. Nu a fost dezvăluită în România această realitate. Știi când te doare? Când copilul tău la 16 ani se duce în club și se întâlnește cu cei care vând droguri și nu știi niciodată în ce gașcă ajunge. Exact. Și știi că asta e o chestiune de loterie. Așa este. Dar până în acest moment noi am avut dosare. Să nu uităm de dosarele din anii 90. La fel, rețele mari în vestul României.
pe granița de vest, rețele de traficanți chiar cu o activitate impresionantă. Dar acum găsim elemente de complicitate între structurile statului, ca niciodată, găsim elemente concrete de complicitate între structurile statului și grupările mafiote. Mafiote, pentru că până la urmă deja nu mai vorbim urmă... despre interlopi. Interlopii probabil sau bombardierii sunt cei care se bat în trafic. Sunt cei care se bat în trafic. Aici vorbim totuși. Cum se spune, pistol cu apă față exact, de... aici vorbim totuși despre tentative de omor, vorbim despre droguri. Am văzut că începuseră și cu cămătăria și m-am gândit inițial că au început să dea bani cu cămătă pentru că nu mai aveau cum să spele banii, cât să cumperi. Știi că bate la ochi dacă te apuci să cumperi foarte mult imobiliare, bunuri de preț și atunci încep să schimb banii să circule într-un fel sau altul. Bine, sunteți la Gândul Live, continuăm, vă reamintesc, puteți citi întreaga telenovelă pe gândul.ro. We'll be right back.